Bună, Corina! Bine ați venit! Bine Bine ai te-am venit! găsit! Am venit că am auzit că ai deschis Baby Gym în Ploiești și că este un proiect unic în oraș. Și vrem să ne povestești și nouă puțin despre ce presupune Baby Gym. Pentru că lumea a auzit, dar cumva nu e foarte clar conceptul. Da, nu e foarte clar pentru noi în general în România, pentru că acest concept și acest baby gym se practică în foarte multe țări de foarte mult timp. Ideea care stă la bază, care a stat la baza acestui program este aceea de a da posibilitatea mămicilor, tăticilor, bunicilor de a petrece timp cu copiii făcând mișcare într-un cadru sigur și supravegheat de un antrenor de gimnastică. Asta e foarte important. De aici, în general, în cluburi, cum să sperăm că în viitor va decurge și în clubul nostru, vor face următorii pași, la grupa de 3 anișori, la 4 ani, la 5 ani și de acolo o să mergem mai departe. Asta este, așa ne dorim să decurcă acest program. Zi-mi de la ce vârstă ai copii? De la între 1 și 3 ani. Dar media, la Baby Gym, Da. media, de fapt 1 și 3 ani avem și de 9 luni. Și de 9 luni am coborât pentru că și cei care nu merg încă sunt foarte activi și își dau foarte repede drumul pe lângă cei care au până în 2 ani, de exemplu. Media de vârstă acum e undeva la 1 an și 8 luni. La grupă sunt 28 în grupă. Avem listă de așteptare. În funcție de cum va decurge acest program, vom mai băga încă o zi. Deocamdată avem doar joia de dimineață, de la 10 la 11. Așa. Și de acolo vom vedea cum și ce va urma. care sunt avantajele pentru copii? Pentru copii, Adică, de ce ar veni un părinte să-și înscrie, să vină cu copilul la Baby Gym? Păi, noi amenajând această sală cu o aparatură specifică lor, adică aparatură ce înseamnă saltele foarte multe, obstacole, avem o mini bârnă, ne-ar fi plăcut și o bară micuță, o băriță pe care să ne mai agățăm, dar încă nu beneficiem de acea băriță, de aceea avem pe ultimele 15 minute din acea oră în care intrăm în sala mare. Și aici le place la nebunie, unde avem și groapa cu bureți, da? Deci combinăm cumva. E pentru îndemânarea lor, pentru curaj, pentru se văd unii pe alții cum se cocoață pe saltea și se dau jos. Văd în ochii mămicilor care vin de la începutul programului și spun, sunt copii care stau la bloc. Și, nu, și se vede diferența între copilașii care stau la casă și au scări interioare, de exemplu. Și unii urcă și mi-au spus procesul de evoluție rapid al copiilor că sunt mult mai curajoși și acasă și nu mai sunt mult mai îndemânatici, dacă putem Deci să o luăm așa. avantajele Și sunt avantajele nu doar sunt, fizice, nu ci doar și fizice, la... nu pentru avantaje fizice, ne facem că nu putem doar într-o oră pe săptămână și la acea vârstă să ne gândim deja la pentru sănătate, mișcare pentru sănătate la acea vârstă, dar pentru acești copii de a își dezvolta, a-și înfrânge anumite temeri. Deci dezvoltarea psihosomatică, practic, Da, cu totul. inclusiv pe lângă avantajul copiilor, este avantajul mămicilor pe care le scoatem din rutina aceea primilor 2 ani, știu că și al meu tot copilul meu tot la Baby Gym se încadrează și sunt foarte multe informații care se schimbă și între mămici, între părinți, chiar s-a creat un grup foarte frumos, eu abia aștept joia dimineața să vin. Da, și un program care a prins contur, ne-am speriat inițial, pentru că nu aveam foarte mulți doritori. Pentru că nu se Și tu știa. amintestești că am și Am și anulat discutat puțin, atunci, am da. anulat prima întâlnire. Nu, că avem prea mulți dintr-o dată. Avem o listă de așteptare, de asta spuneam că am promovat doar pe rețelele sociale.
Avem și acel grup Mămici Prahovene și mămicile au dat acolo și vin așa în rostogolire. Sunt și mulți copii care se apropie de 3 ani și deja i-am pus cumva în fetițe. Aici vorbim de fetițe pe care le-am pus pentru câteva luni în așteptare și când împlinesc 3 ani să vină la grupa de 3-4 anișori de după amiază, în altă zi. Lucrurile se leagă, ceea ce pe noi ne încântă foarte mult. Adică copiii noi în club avem asta pe programele pe care le desfășurăm. Bine, foarte bine. Dar cum ți-a venit ideea? Adică tu, fostă campioană de gimnastică, antrenor de gimnastică, te-ai reorientat cumva spre cei mici, adică și spre cei mici, păi pentru avem, că ai și partea avem. De performanță. Da, dar... și avansate și inițiere, avem tot ce înseamnă, eu cu colega mea. Bun, noi aici în secția noastră de gimnastică a Clubului Petrolul, cărora le mulțumim că ne susțin și ne-au susținut pentru acest program, adică ne pun totul la dispoziție, doar eu am lucrat aproape 4 ani de zile în Marea Britanie. De acolo, da, de acolo am venit cu ideea asta. Până să revin în club ca antrenor, în sfârșitul anului 2014, la sala de sport El George, acolo am avut acest program de baby gym inițial. L-am făcut pe cont propriu, acolo și a funcționat. Când m-am reîntors în club ca antrenor, n-am mai putut să adaptez acel program aici. Am intrat pe performanță, pe grupa mea de inițiere, de începător și am mers mai departe, dar n-am renunțat la acest proiect niciodată. Și mi-a trebuit puțin timp să conving, nu știu, că se poate, când ești angrenat așa în performanță și vezi doar competițiile și privești doar din punctul acesta de doar într-o direcție. Gimnastica românească este către performanță și nu ne mai uităm în spate ce înseamnă masa de gimnastică pentru gimnastica pentru toți, de fapt, și de acolo pleacă, pentru că și acest baby gym tot în gimnastica pentru toți se încadrează. Da, corect. Da? Deci din mulți copii să ne iasă acele vârfulețe cu care noi să mergem mai departe către performanță. Și am fost susținută cu colega mea, Camelia Rădulescu, desfășurăm acest program, nu sunt singură, încadrăm pe același program cu fetițele ei de la performanță de dimineață, dar ne înțelegem, ne împărțim așa. Ceea ce încerc să punctez este că ne-ar ajuta foarte mult și pe noi acest sistem școlar, vorbesc de faptul că noi în România avem școala, sar puțin de la proiectul de baby gym. Școala nu o faci dimineața. Să termin normal la aceeași oră cu copii, să-și desfășoare antrenamentele de performanță pe același ore după amiaza, când noi venim cu clasa 5-a și învățăm după amiaza, atunci îți încarcă tot programul al copiilor care vin în performanță și de aici îți dă peste cap inclusiv programul ăsta de baby gym, de gimnastică generală, de... Și de aici a trebuit să ne orientăm și să ne împărțim sarcinile. Înțeles. Deci asta e încă o problemă de care eu tot vorbesc, dar nu aud vorbindu-se de sistemul nostru de învățământ, cum unii învață de la 11, unii de la 1, unul de la 12, unii... Și atunci îți dă peste cap toată performanța în sport. Să știi, da, clar că de la 1-a la 4-a învață dimineață și de la 5-a... E o mare problemă la pentru... A 8-a numai după amiază, nu. E o mare, mare problemă pentru sportul de performanță. Eu nu aud pe nimeni dezbătând problema asta. Am înțeles, nu e loc, nu știu care, de ce la noi se întâmplă. Apropo de Marea Britanie, nu e spațiu în școală. Nu e spațiu în școală. În Marea Britanie nu există sport de dimineață, există sport de la ora 4 încolo. Copiii merg la școală, de la ora 4 se duc, fac sport, indiferent de sport. Și atunci știi să aliniezi tot programul, să ți-l faci în așa fel încât... Nu, la noi nu se poate, adică sunt școlile supraaglomerate, știi foarte bine. Slavă Domnului că nu se mai învață în 3 ture, se învață doar în 2. A, da, asta nu. Probabil o să ajung în câțiva ani, să văd pe unde, deocamdată deci sunt grădinița, cu creșa, cu ce-mi vedea, ce căutăm. Da, este o problemă aici și că baby gym-ul ne-am fi dorit, dacă eram disponibile și eu și colega mea în același timp, puteam să facem în 2 grupe, dar așa îmi revine mie sarcina și atunci
De-aia avem și acea listă de așteptare, care, sigur... Pentru că nu aveți acum decât o oră pe săptămână. Decât o oră și probabil o să începem pe două. Să vedem acum de cur lucrurile. Vine și vara, probabil va fi mai ușor. Vor absenta mai mult, pentru că ai și șansa să ieși afară mai bine. Dar o să vedem. Cum ați făcut cu finanțarea? Cum ați pus pe picioare Baby Gym? Trebuie să profit de prezența Bianca aici lângă noi, care ea a venit către noi să ne vadă la sală. Trebuie să spunem și... că e vorba de Bianca Deniță, de la Fundația Comunitară Prahova, care stă în spatele camerei, dar e cu noi. E așa o poveste frumoasă, că nici nu știu de unde, nu vreau nici să o lungesc, dar nici să scap ceva din ea. Da. Da, a venit, ne-a văzut în sală, a văzut ce facem și ne-a, sigur, reacția celor cunoscători sau și mai puțin cunoscători este că noi avem niște condiții aici în sală, dar nu tocmai extraordinare pentru ce ar trebui să prezinte, eu știu, cel mai medaliat sport din România, așa. Gimnastica. Dar asta avem, facem performanță, facem rezultate, muncim asta, cu asta avem, cu asta defilăm. Și vorbind despre neajunsurile noastre, i-am prezentat această idee cu acest proiect de ABG. Și ne-a ajutat foarte mult cu, scrierea, crearea acestui proiect să fie foarte bine punctat de ceea ce avem noi nevoie. Structura. Structura, da. Și la cercul de donatori, oamenii, am luat eu microfonul, am prezentat, n-am citit pentru că nu-mi place să citesc și am prezentat ea așa, se pare că am prezentat bine ce am prezentat acolo, despre noi și despre ceea ce vrem noi să facem. Și am fost, nu știu, neapărat apreciați. Oamenii au aflat de o nevoie reală. Și și-au dat seama că, de fapt, noi merităm această șansă că o facem pentru copiii noștri. Tot ceea ce noi facem în sală zi de zi, inclusiv de la baby, toată activitatea noastră este pentru comunitate și pentru copiii noștri. Și atunci am reușit și am strâns o sumă de bani care ne-a permis să aranjăm sala. Au mai venit tot cu ajutorul Mișu. Ne-a pus în legătură și cu cei de la MRS care ne-au ajutat cu igienizarea și tot ce a trebuit, ce a ținut de amenajarea pereților în sală, pentru că nu ne ajungea toată suma să o amenajăm cum trebuie. Am reușit într-un final, la puțin mai mult timp decât ne plănoisem, dar am reușit în 16 februarie să dăm drumul la acest program, care suntem foarte mândri și le mulțumim din suflet și care merge bine, da, merge bine. Da. Dovada este că lumea se îndreaptă spre ceea ce înseamnă grijă față de copii încă de la început. Da. Și mă bucur acum că pe lângă acest program de mișcare, de chiar ceea că ce faceți mai noi, multe chestii. Asta spuneam, că nu e doar pentru cei mici, e și pentru mămici, și pentru ieșitul din casă, și pentru socializare, și pentru... sigur, ei o oră, cât stau acolo, nu stau o secundă. Am primit pe grup mesaje, ceva de genul, a dormit din mașină, numai 3 ore, gata, a fost. E bine pentru ei, sunt unele mămiși care își doresc de 2 ori pe săptămână acest program, vom vedea cum va decurge. Important e că și am puțin emoții. Voi de ce duceți lipsă? De ce nu se poate de 2 ori pe săptămână? Pentru că Nu. Încercăm puțin să vedem. Trebuie să mărim lista ca să acoperim. Rata de prezență a copilului este undeva de 50% pe oră. Așa a fost până acum. Deci n-am depășit. Cei mai mulți au fost joia trecută și am ținut ora în sala mare. Trebuie să recunoaștem că n-am avut loc acolo. Și au fost 17 bebeluși cu 17 părinți și atunci ne-am mutat și aici au iubit ei tot. Am pus pe tot ce a ținut de noi. Și dacă cumva putem împărți
adică să ne ducem undeva într-o grupă de 40, împărțim marțea, joia și vedem, sau pe ore, sau ne gândim la niște variante, vedem. Poate sunt unii care doresc și de la ora 9, deci putem să facem și 9, 10, 10, 11. Sunt mai multe variante de program, o să stăm să ne, să ne gândim și să, să dezbat tot cu, cu mămicile și cu tăticii, cum e mai bine, că avem și tătici care vin, nu numai mămicii. Câți tătici sunt? Am avut 3 și cu soțul meu 4, când ajunge și fiime și nu doarme la ora aia, că aici suntem... Cu al meu n-am reușit decât de 2 ori să-l aduc la lecție. Are ora asta încă de somn de la 10, dar încercăm să ne ducem pe un somn pe zi să vină și el. E mai complicat, Carlos, e într-o perioadă în care stă după mami și mi-e teamă să nu pot să-mi desfășor activitatea ora cum trebuie, stând cu... Da, o să vede. O să crească, o să crească. Da, da. Păi da, dar când o să crească, sunt pe capul la baby. O să fac altceva. Și mergem mai departe. Da. Avem, o să meargă către sport, să vedem. Avem nume clar cu, de băieți în gimnastică. Adică, da, de ce dar nu? Noi la Ploiești nu avem secție de băieți la gimnastică și așa ce rău ne pare, pentru că avem foarte mulți părinți care vin cu, cu băieți care, pe care vor să, copiii care vor să înscrie la gimnastică și noi nu avem gimnastica masculină la, în Prahova, nicăieri. Cel mai aproape e la Buzău sau București, Dinamo Steaua. Asta este. Păi și aia de ce înseamnă... ar fi nevoie în primul rând de aparate, că ei au aparate ar fi specifice. Nevoie ca să facem băieți fete într-o sală, de o sală încă o dată și decât asta, că e o altă aparatură de antrenori. Aici iarăși o problemă, noi neavând tradiție în gimnastica masculină, nu ai nici antrenori în județ, deci trebuie cumva să importi din, prin împrejurimi, posturi și așa mai departe, cum la noi e blocat cumva. Treaba asta cu posturile de, în club va fi o, o problemă, dar iarăși este un vis al nostru, să vedem asta cu o sală nouă. Sală nouă? Gimnastică masculină la Prahova? Da, nu știu. E... Prindem curaj. Când discut așa cu oameni care ne-au ajutat și care cred în noi, cred că au ajuns alții să creadă, inclusiv domnul Iulian Nica de la Cocoș, care ne-au sponsorizat cu acest paralel pe care va veni cam într-o lună din Marea Britanie. Trebuie să-mi povestești și de ce faceți pe lângă Baby Gym. Da, da, da. Că știu că aveți... Și sunt, nu, asta vreau să spun, că sunt oameni care cred mai mult în noi decât credem noi. Adică noi suntem așa de... Am ajuns într-o stare de dezamăgire. Noi, oamenii din cluburi, care aparținem de cumva de banul public, dacă... Pentru că nu ți se mai alocă nimic, nici pentru aparatură, nici pentru abia supraviețuim să ne ducem copiii la campionatele naționale. Ăsta e bugetul, adică tot ce... Să ne mai luăm așa un echipament, un training din când în când. Și sponsorizările vin din mediul privat. Din mediul privat, da. Deocamdată nu am luat, n-am avut sponsorizări decât pentru aparatură, tot ce înseamnă aparatură, și încercăm să stăm pe utilarea și pe aparatura de care noi avem nevoie pentru toate programele pe care le desfășurăm, și pentru gimnastica generală, și pentru baby, și pentru performanță. De rest, ce înseamnă echipamentul nostru sportiv de care avem nevoie, eu știu, un costum, un training, un Adidas, o palmieră pentru paralele, astea ne mai descurcăm și cu părinții, sigur, și contribuția tuturor. Zi-mi de performanță. De performanță. Povestește-mi de performanță, că aici, România și gimnastica... Vorbesc de performanța grupei noastre, a secției noastre. Începem ușor, ușor și noi să ne ridicăm. Au fost câțiva ani mai slăbuți ca și performanțe la nivel de club, la nivel de, cam, eu știu, național. Sper să reușim în viitor apropiat să angrenăm câteva junioare și pe loturile de junioare în următorii 2-3 ani, 4. Sunt ceva copii cu potențial în secție. Și... Ce să spun, ne-am întors de la concurs, prima etapă a campionatului național de la Constanța. Nu a ieșit așa cum ne-am dorit, nici rău, nici bine, dar învățăm din... și copiii, pentru ei cel mai potențial important. Potențial există. Da, potențial există. Au fost câteva ratări, în special la cele mici de 9 ani care au intrat în primul lor concurs. Și probabil și noi am avut niște așteptări puțin prea mari de la ele și ele la fel.
cu emoții, sigur, e prima oară când au ieșit din sala lor, n-am avut decât un antrenament la Buzău. Deci copiii ăștia, un antrenament de o zi ne-am dus. Deci copiii am scos din sala lor, dintre cei patru pereți și aici au început, n-au văzut altă sală, nu s-au antrenat niciodată în altă sală și am dus direct în sala Simona Amnar, așa se numește, sala lor a sporturilor din Constanța. Și sigur că nu a fost ușor, sigur că nu a fost ușor pentru niciun copil de 9 ani de la nivelul lor, dar vorbesc de ele în principal, că nu au avut acea experiență. Acum sperăm a doua etapă la Ploiești în iunie să fie mai bine. E mai familiar totul. Nu neapărat mai familiar, să prindă puțin mai multă experiență. Mai avem și o cupă la Onești între timp, se acumulează, copii au, pot. Trebuie să prindă acea încredere în ele, poate. Da, vorbesc de cele mici, cele mai mari și ele, acolo, gimnastica începe să ia cum contur. Cum e la cele mari, da, da, da. E, intervin schimbările, la 12 ani deja avem... se transformă ușor, ușor în tinere domnișoare. Avem pe Maria, care împlinește 15 ani anul acesta, care este cea mai mare și un exemplu foarte bun pentru celelalte în secție, un copil care vine la sală, un copil care a trecut prin perioada asta de creștere, care este dușmanul numărul unu al gimnastelor, acel boom de creștere când nu mai controlezi nici organismul, nici greutatea, nici înălțimea și e foarte greu să treci peste. Multe gimnaste acolo se retrag. Ea se încăpățânează să treacă peste și vine și se antrenează, învață și pentru clasa 8-a. Deci avem copii bine formați, cu mentalități puternice, ceea ce e foarte important în zilele noastre. Vin la sală, muncesc foarte mult, sunt în fiecare zi câte 3 ore jumate, 4 la sală, plus școală, plus teme. Da? Deci, eu l-am spus, gimnastele sunt copii speciali. Gimnastele sunt fete speciale. Da. Așa e. Zim pe viitor. Ce-ți mai dorești? Pe viitor ne dorim rezultate pentru fetele de la performanță. Ne dorim aceste, să vedem ce alte programe putem să mai implementăm și de ce nu să ne mai creăm și noi fonduri proprii ca să mai putem să investim și noi. Am în plan și să vedem cum vom reuși să facem și acest party gym, iarăși, care pot fi acele petreceri ale copiilor care să aibă loc în sălile de gimnastică. Nu le inventăm noi, se fac iarăși. Nu le inventăm, doar le aducem la Ploiești. Le aducem, dar e puțin mai complicat aici. Ne trebuie iarăși să amenajăm tot ce trebuie pentru sală de mese, pentru... Foarte complicat nu e, dar ne trebuie timp să-l aranjăm. Abia am adus în discuție subiectul. O vom vedea. Vom discuta și cu clubul. Cam asta ar fi. Asta ne-ar aduce nou un surplus de, nu știu, de venituri care să ne ajute să mai investim prin săli, în saltele, bârne, ce mai avem nevoie. Oricum ați făcut super treabă. Ați adus Baby Gym-ul la Ploiești. Baby Gym-ul la Ploiești, da, da, da. Și eu sper să ajungem, de ce nu, și la 3 zile pe săptămână, că nu ne sperie nimic. Important este ca să avem și continuitate. Avem această grupă de 3-4 ani pe care iarăși trebuie puțin să o separăm, să vedem cum. Vorbeam de după amiaza, că asta este. Avem sala, spațiu destul de mic, să încadrăm tot ce ne dorim, dar vom găsi soluții. Bine. Mulțumesc mult de tot, mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă. Cu drag. Și ne vedem în continuare, ținem legătura. Corina, și... vă așteptăm când doriți. Uite, vine Ploieștiul, a doua etapă a campionatului național, la sala Olimpia. O să fim acolo. Să sperăm că lucrurile vor fi mai bine decât în prima etapă. Copiii, să sperăm că se vor califica pentru etapa finală, finala individuală din noiembrie și de acolo mai departe. Ne place ceea ce facem, este greu, este și pentru noi, pentru antrenori, e frustrant câteodată când lucrurile nu ies cum ne dorim noi, dar suntem oameni, ei sunt copii, au și
alte... Le mai și certăm cu telefoanele când stau mai mult pe telefoane în loc stăm să... Stăm noi, dar... Așa. Și ele spun, nu, că noi stăm și ne uităm la gimnastică, ne uităm la altceva, ceea ce atunci ne revenim și nu ne mai supărăm pe ele. Dar cu muncă se poate. Bine. Succes mult în continuare. Mulțumim și ținem legătura. Sigur. Mulțumim mult.